Vă prezentăm partea a doua a mesei rotunde organizată la New York pe 26 octombrie 2019 cu ocazia simpozionului 30 de ani de la căderea comunismului în România. Au participat cei trei conferențiari ai simpozionului într-un dialog moderat de scriitoarea Mirela Roznoveanu. Denis Deletant, profesor emerit de studii românești al University College of London, din cadrul School of Slavonic and East European Studies și Visiting Ion Rațiu Professor la Georgetown University. Constantin Răuță, dizident politic și condamnat la moarte de regimul Ceaușescu, Mirela Roznoveanu, scriitor, critic literar, jurnalist. Masa rotundă a fost organizată de Fundația Iuliu Maniu și Romanian TV of New York la 3 West Club în Manhattan. Cum găsiți, vedeți voi statul de drept din România, separarea puterilor în stat și ce credeți voi că se poate face în următorii 30 de ani? Aici e încă o mare problemă în sensul că legătură și relație între DNA, adică Direcția Anticorupție, nu, și SRI-ul nu este deloc stabilit clar în lege. Și dacă examinăm procesul de a elibera mandate, nu de ascultare pentru SRI. Aici, practic, în țară, depinde de județ, cum care magistrat sau cum interpretează magistratul respectiv, pe ce bază sau ce temei sunt, ca să se emită un mandat de ascultare a telefoanelor. Până nu se reglementează, până nu se aduce un statut clar de împlinire a legilor respective față de capacitatea de a interveni în viața cetățeanului de rând a SRI-ului, vom avea întotdeauna aceste discuții cu luptă împotriva corupției, că dacă e condusă în mod democrat și dacă este transparent sau dacă este deturnată de anumite forțe politice. Asta e cea mai mare problemă pentru România, după părerea mea, statul de drept. Da. Felul în care România riscă să-și piardă o bună parte din credibilitate pentru că unii politicieni pun interesele lor personale deasupra interesului național. Și până nu se rectifică această anomalie, România va avea în continuare probleme. Să ne gândim că securitatea statului este importantă pentru că este un semn de încredere, nu pentru cei care vor să investească în România, pentru cei care vor ca România să fie aliată lor. Da. Deci nu e numai o problemă internă, este și una externă. Când am mers la moarte, nu s-a anulat. M-a luptat mult ca să o anulez și mi-a cerut procurorul Iuliu Felician și judecătorul Hondor să duc dovadă că n-am luptat împotriva comunismului. Mi-am făcut proteste în fața ONU, în fața ambasadelor. Am dat interviul la Europa Liberă, Vocea Americii. Cum pot să duc eu că n-am luptat împotriva comunismului? Aberații. Vorbind de procurori, în codul penal este o proviziune. Dacă un procuror nu-și termină acțiunea în două luni, el trebuie sancționat. În același cod penal nu există nicio sancțiune pentru el. E țin de dosare ani de zile și folosește-se la șantaj. Ultimul report MCV de monetizare în Europa e foarte dur pentru România. Tocmai pentru că nu există lege, nu există un stat de drept, cum se referea domnul profesor. Nu avem un stat de drept în România. Avem un stat care își face de cap. Cum vor legiuitorii, fac legi pentru ei și le aplică pentru ei. Am să vă spun ceva destul de trist. Părerea mea personală este că cele 3 milioane de români care au fugit din România din 2007 până acum nu au fugit de sărăcie, ei au fugit pentru că nu vor să trăiască într-un stat în care nu se face dreptate. Eu vin în contact cu destul de mulți români tineri care s-au stabilit în Statele Unite și tocmai asta este motivul pentru, sau unul din motivele pentru care se stabilesc aici, și anume că n-au încredere în viitor în România și se gândesc la copii, ce o să facă copiii în România, și sunt multe lucruri care deranjează la tinerii români. Dau numai un exemplu. În cadrul universităților, dacă ești ca român, ți-ai făcut licență în afară țării sau
dacă ți-ai făcut doctoratul, da? Ești automat exclus dintr-un concurs pentru profesor în România. Eu cunosc asta pentru că am mulți prieteni tineri doctoranți români care au terminat și au vrut, voiau să se întoarcă în România. Dar n-au fost primiți, deși, după părerea mea, calificările lor, adică ce avem, erau foarte bune și aș spune, în general, erau mult mai bune decât cele obținute exact. În România. Nu vreau să generalizez prea tare. Dar, am și eu exemple, cunosc și eu. Și asta iarăși face ca tineretul, din moment ce a rămas afară și a studiat și deși a încercat să se întoarcă în România, să vrea să rămână, de exemplu, aici în Statele Unite, pentru că terenul de concurs e mai egal. Majoritatea vor numai pentru salarii mari. E și mod de viață, care contează foarte mult. Mulți au încercat în România. De ce nu vin oameni înapoi? Nu contează că dăm noi salarii mari la medici. Dar nu găsești aceeași ambianță, aceleași legi, aceleași... Da, e vorba de competitivitate și fairness. Și de asemenea, un sistem juridic exact. Legal. Sau respectul pentru lege. Exact. Da. Mai mult, când cineva se întoarce în România, statul face tot posibil ca el să nu reușească acolo. Exact. Ceea ce spunea și Denis. Exact. Da. Deci voi aveți, ce credeți voi că se va întâmpla în viitorii 30 de ani? Ce speranțe aveți? Ce ar trebui să se întâmple? Haideți, să dăm așa... O nouă revoluție. Vreți să spun ceva apropo de o nouă revoluție? După toți acești filozofi și, și specialiști în politologie, ei spun că în România, conform definițiilor clasice, a avut loc o revoluție. Eu cred că trebuie să aibă loc o mare reformă. O reformă care să înceapă cu desecretizarea dosarelor, cu compensarea victimelor și pedepsirea torționarilor. Asta e părerea mea. Ce spuneți voi? Da, domnule, că se decretează dosarelor. Sunt mulți care nu vor la știu, asta. Știu, sunt în putere de a power și de black mediciană. Dar fiecare stat are dosare secrete. Știm acum asta. Noi nu știm exact care sunt criteriile care se aplică în România, dar totuși sunt anumite dosare care țin de secretul de stat. Asta pentru, este altceva, pentru că în Anglia avem o lege care e mai dură decât cea din România față de accesul la anumite dosare. Dar uite Stasi, de ce în Germania de Est a fost posibil pentru că guvernul vestgerman a preluat tot ce era în DDR pentru și a impus punctul lor de vedere. Aici, și încă ceva, Dar putem spune, Mirela, iată-mă că te întrerup, dar putem spune același lucru despre Cehia, despre Polonia. Crezi tu că nu sunt dosare de stat, secrete de stat, sunt mulțime. Da, dar problema este că România, ei se luptă cu dosarele și dai blackmail each other. Asta e problema. Asta înțeleg, dar e și o problemă și a fost o problemă în Polonia, mai ales în anii după anii 2000, când au fost mai multe scandaluri legate de accesul la dosare. Deci aici sigur, nu apăr statul român în sensul că vrea să, adică apăr într-un fel că vrea să păstreze un secret de stat, pentru că vorbim de orice stat și vorbim de... Pentru că secretul de stat care țin ei sunt privați la crimele comise. De ce? După 30 de ani, ce acum zice cine a tras demonstrații? Nu vor să știe. Da, asta e adevărat. Sunt dosarele secrete alea de stat care țin. Aici trebuie umblat. Da. Aici are cine dreptate. Comis crimă trebuie pedepsit. Da. Suntem cu toții de acord, dar vreau ca voi acum să-mi spuneți așa ceva mai optimist pentru viitorii 30 de ani. Dacă ai fi acolo și ai putea tu să faci ceva, Sunt optimist în sensul că sunt optimist pentru că deși avem și discutăm atâtea probleme pe care le are într-adevăr, România, totuși, economia merge înainte. De exemplu, de 3 ani acum la rând, România are rată de creștere economică cea mai mare. Ceva natural depinde de guvern. E ceva natural, se întâmplă în toate țările economia. Da, înainte. Meritul guvernului. Nu zic asta, spun că este... Vă dau un exemplu de ce se poate face. Da. Avem un grup în sudul Floridei care a hotărât să facem o lozincă a diasporei. A exilului. A spus așa,
Chimera diasporei. Și am făcut o manifestă la Alba Iulia. Chimera diasporei. Deșteaptă române, nu mai vota PSD-ul ALDE. Și am vrut să publicăm anunțul ăsta și în România Liberă. Era un ziar liber. Unde am lucrat, da? Da. Și doamna de la publicitate, am plătit, doamna Paula, a doua zi mă sună, vine să iei bani înapoi. Guvernul nu vrea, e prea dur la adresa guvernului. Nu mi-au publicat. Deci e libertate. Dar acum, câteva zile, au publicat în Arad un panou mare cu Dincă și cu numele lui și fotografia lui pentru reclamă. Aia se poate. Adică un criminal de ăsta, ca Dincă, poate să facă reclamă. Când e vorba să spui, domnule, deșteaptă române, nu mai vota cu tare, nu se poate. Aici e povestea. Devine tot de la guvern și de la presă. Asta e un exemplu foarte greitor pe care l-a dat domnul Constantin în legătură cu situația actuală și revin la ceea ce am spus eu, până nu se face un fel de curățenie în rândul acestor oameni, în rândul unui segment al clasei politice care într-adevăr vrea să pună interesul țării deasupra interesului personal, nu o să se schimbe mare lucru. Dar, spun eu, mi se pare foarte curios că, deși România are atâtea probleme de genul ăsta, totuși economia reușește să meargă mai departe. Și aici, deși nu avem timp să discutăm aspectul ăsta, nu trebuie să uităm faptul că Statele Unite, din punctul de vedere al securității Statelor Unite, contează foarte mult pe România, tocmai pentru că Rusia a făcut ce a făcut în perioada recentă cu invazia Crimeei. Aici România este în cap de pod pentru apărarea Occidentului. Da. Constantin, tu ce spui în final? Ce gând ai pentru viitor? Partidul care acum la putere, deși guvernul a căzut, el încă a rămas la putere. Eu am vorbit cu mulți acolo, baronii locali, majoritatea PSD-iști, ei încă au putere locală. O să aibă și în Parlament atât timp cât acest guvern, această putere, că de fapt este, PSD-ul este urmașul Partidului Comunist. Da. Putere nu se schimbe nimic. Da. Deci să sperăm că în viitorii 30 de ani... Revoluția aia n-a fost căderea comunismului. Da. Încă la putere. Da. Deci asta trebuie să schimbăm. Da. Vă mulțumesc!